Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața copii, bună dimineața părinți. Sunt Mirela Retegan și astăzi la Europa FM, în Antrenorul părinților, avem o ediție specială. Astăzi încercăm să ajungem noi în casele prietenilor noștri, să vedem cum petrec aceste zile și cum se descurcă acasă cu copiii lor. Vedete, oameni publici, personalități, medici, blogeri, apropiația acestei emisiuni. Astăzi ne primesc în casele lor, telefonic, pentru că așa e cel mai bine pentru toată lumea și încercăm să ne inspirăm din viața lor, fiecare dintre noi. Așadar, rămâneți pe frecvențe și prima ușă la care sunăm în imaginar astăzi este cea a familiei Adrian Sână și Anca Serea, acolo unde sunt 6 copii. Ia să vedem noi cum se descurcă Ancuța cu toți 6 în vremurile acestea. Bună dimineața! Bună dimineața, Mirela! Bună dimineața, dragilor! Și bine ați venit la noi acasă, ca să zic așa. Bine v-am găsit! Și încep prin a-ți mărturisi, în primul rând, că mi-este foarte dor de tine, că n-am mai apucat să ne vedem de ceva vreme. Și sper că aceste vremuri pe care le traversăm să ne aducă măcar puțin mai multă înțelepciune, măcar atât, și să ne învățăm lecția. Ce faci tu cu copiii? Suntem bine. Exact ne-ați prins în momentul în care noi am început diversificarea și am făcut pentru prima oară, sunt fix în bucătărie, dacă poți să-ți pui imaginația la bătaie, și făceam prima brânzică, prima masă de brânzică a bebelușei, este amici. Nu știu dacă se aude și ea pe fundal, dar te salută. Și ce să facem, Mirela? Noi am decis să izolăm pe cei mici, adică să ne autoizolăm cu toții, de fapt, de mai mult de o săptămână. Și cum îi organizezi rând, acasă, Anca? Cu multă răbdare, Mirela, și cu multă implicare, ca și până acum. Copiii mari, David și cu Sara, încă se odihnesc, încă dorm, pentru că, de ce să nu spun, profită și se uită la serialele lor până mai târziu, fie citesc, fie se joacă. Aseară, spre exemplu, am avut maraton de dans, am dansat cu toții, am pus niște melodii celebre mai vechi, Macarena, Lambada, mă rog, încercăm să ne ținem tonusul ridicat, așa, al întregii familii, nu doar pentru că noi părinții mai picăm din când în când. Te-a salutat Lea. Da, 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 o aud. Ți-a zis bună. Bună, bună. Așa, și încercăm să facem și teme, și Moise ți-a spus bună, uite, spune. Bună, Mirela! Bună! Bună! Ce drăguț! Și l-am conturat așa un program și în funcție de ce își doresc ei, pentru că și ei s-au adaptat destul de greu. Ei fiind niște copii foarte activi, cu niște preocupări clare. Ce le-ai spus copiilor, Anca? E greu. Le-am explicat pe înțelesul lor că sunt niște zile complicate pe care trebuie să le traversăm cu toții, dar trebuie să ne gândim în primul rând la persoanele care nu sunt atât de norocoase ca noi, care poate sunt mai în vârstă sau care poate au probleme de sănătate sau poate care nu au pe nimeni, și că trebuie să stăm în casă pentru că este un virus, un microb, le-am spus noi, care bântuie. Gândește-te acum că milioane de români te ascultă și toată lumea se întreabă cum reușești tu să gestionezi în vremurile astea o casă cu 6 copii, și aș vrea să le transmiți un mesaj părinților care sunt pe recepție în acest moment. În primul rând să le doresc multă, multă sănătate și înțelepciune și multă răbdare și să nu uităm că tot ce contează e să fim împreună, mai ales în zilele astea, și să prețuim timpul pe care îl avem și faptul că suntem acasă cu cei dragi și că suntem sănătoși deocamdată. În viitor nu se știe cum va fi, dar eu încă am doza de optimism pe care, sincer, nu vreau să mi-o pierd. Am și eu momentele mele, cum spuneam, de mai îngrijorare. Dar asta este. Să scriu niște pagini de istorie neagră, ce-i drept, dar după cum am început și discuția noastră, sper să învățăm ceva. Deci îmi încălzesc sufletul gândindu-mă că va fi bine cât de curând
E posibil. Trebuie să ne mobilizăm, trebuie să ne gândim la ce putem să facem noi concret, nu doar pentru noi, pentru medicii care lucrează fără un echipament de protecție adecvat, pentru oamenii care sunt în suferință, pentru tot ce se întâmplă în jurul nostru. Mulțumesc din toată inima, vă pupăm, sănătate multă și spor la treabă acolo. Anca Sera a fost în direct la Europa FM, eu sunt Mirela Retegan și astăzi intrăm în casele prietenilor noștri, vedete, persoane publice, care stau acasă cu copiii și de la care vrem să ne inspirăm. Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. În vremuri speciale facem ediții speciale, așa că astăzi la Antrenorul Părinților intrăm în casele vedetelor din România, persoanelor publice și aflăm de la ei cum reușesc să gestioneze în aceste zile timpul pe care îl petrec în autoizolare, împreună cu copiilor. Șerban Copăț, un tătic pe care eu îl iubesc din toată inima și care cu siguranță are pentru noi idei, este în acest moment pe frecvența Europa FM. Bună dimineața, Șerban! Bună, Mirela, știi că și tu mi-ești foarte dragă. Și uite că și eu, cum să spun, la fel ca ceilalți părinți, mă gândesc cum să-mi petrecem timpul ăsta cât mai util. Există două feluri de abordări. Așa. Intrăm în zona practică în care mai reparăm prin casă, mai vopsim o ușă, mai, eu știu, mai văruim... Mai ieșim prin curte dacă ai curte, în mod evident. Să mai dai cu hârlețul. Activități astea cu rază de acțiune gospodărească. Dar, ca și plan, vreau, de exemplu, cu Teddy, cumpărat, nu știu dacă mai știi, când se făcea navomodelism. Așa. Și construi nave. Și l-am cumpărat pe Cathy Sark și vreau să fac un proiect cu Teddy să-l asamblăm, să vedem cât timp ne ia. Să-l asamblăm așa ușor. Dar cum te descurci cu cei de copii? Că totuși e o diferență de vârstă între ei și... Cu greu, ce să recunosc, că uneori e greu. Capitanul Măslină ce face? Capitanul Măslină, el este peste tot și nicăieri. Așa. Este foarte vocal, este partea, cum se spune, balcanică a familiei, că eu sunt balcanic, el este balcanic, mami este din Ardeal, liniștită, Teddy la fel. Și noi doi suntem factorii de stibic de stabilitate în casă. Da. La noi vorbim mai tare, ne burzulim mai des. Oricum, la noi casă nu te plictisești. E vreun joc pe care îl faceți toți patru, de exemplu? Da, Remi. Remi. Dar la Remi, capitanul Măzlină doar stă cu minte la masă și primește și el piesele care... Hai măi! Da, era foarte necăjit că de ce nu-l băgăm în seamă că jucăm Remi. L-a spăcălit că l-ai rol principal, nu? Da, în mod evident. I-am dat și lui o tablă și ce-a sinește și pune alea acolo. Twister, ne mai jucăm toți patru. Ce zic copiii că stați atâta timp acasă? Da, ei sunt obișnuiți cu statul acasă. Eu având meseria pe care o am, stăm destul de mult timp acasă, atunci când nu avem cum să plecăm. Și oarecum atmosfera acasă e normală. E mai greu acum, într-adevăr, că Teddy nu mai merge la școală, ca toți copiii din țara asta, și va trebui să găsim o metodă prin care să recuperăm materia. Ești sperat? Ești speriat, Șerban? Nu sunt speriat. Nu am de ce să fiu speriat. Eu am încredere că oamenii de acasă înțeleg ideea acestei carantine și că ține de fiecare dintre noi să trecem cât mai repede peste necazul ăsta care a lovit întreaga lume. Dar panica nu aduce nimic bun. Îți mulțumesc că ne-ai primit în casa ta și te las să le transmiți un mesaj tuturor părinților care ne ascultă. Dragilor, fiți liniștiți, iubiți-vă, priviți-o ca pe o oportunitate de a petrece timp de calitate acasă, în familie. Cel mai bun pretext de a lăsa motoarele la relanti.
Mulțumesc, Șerban Covăț. Mulțumesc din toată inima. A fost în direct la Europa FM unul dintre tăticii pe care i-ați mai auzit la noi în emisiune. E o ediție specială și ajungem în casele prietenilor noștri să vedem cum petrec ei în aceste zile și să ne inspirăm din ceea ce fac ei acasă. Mă bucur foarte tare că putem să facem asta și îmi doresc din toată inima ca oamenii cu care noi interacționăm în aceste zile să vină cu pace și cu liniște și să ne amintească tuturor că important este să trecem cu bine de perioada asta și spunea la un moment dat unul dintre interlocutori să ne gândim ce-și vor aminti copiii noștri despre aceste vremuri și să facem în așa fel încât ceea ce o să-și amintească ei să fie partea frumoasă a lucrurilor, partea plină a paharului, partea bună. Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Sunteți la Europa FM, suntem la Antrenorul părinților, eu sunt Mirela Retegan și mergem direct acasă la Nadine de data asta. Nadine este o prietenă dragă mie, are un băiețel minunat cu care sunt foarte curioasă cum petrece zilele acestea în care nu mergem la școală, încercăm să stăm izolați cât mai mult posibil și să interacționăm cu cât mai puțină lume. Bună dimineața, Nadine! Bună dimineața, mulțumesc tare mult, Mirela, că m-ai pus pe lista ta de prieteni. Sunt recunoscătoare. Cu drag și eu îți mulțumesc că ne-ai primit în casă la tine. Ce faci, Nadine? Deretic și gătesc, pentru că mi-am luat rolul și mai în serios de îngrijitoare a casei și a familiei, în condițiile în care Apostolescu se ocupă de grădină și de lucrurile mai dificile, știi, mai ascute, sapa, cazmaua, pentru că facem și grădinării toți trei acum. Ați apucat să vă plictisiți? Nu, n-am apucat, sunt nicio formă. De exemplu, Noua are un microscop și tot soiul de lamele și se duce prin grădină și ia specimene de gâze, de frunze, de așa, și asta le entuziasmează. A început și școala online, au vreo 4 ore pe zi de română, matematică, engleză și nu mai știu ce. Am scos toate jocurile pe care le aveam în casă, Monopoly, Catan, le-am șters de praf și le-am pus în mijloc și acum pentru prima oară am început să citim regulamentele jocurilor pentru că le avem de ani de zile și niciodată nu s-a nimerit să fim toți atâta timp împreună și disponibil pentru a ne petrece timpul împreună, știi? Și nu ne plictisim, o percepem ca pe o lecție extraordinară de viață, atât la nivel individual cât și de grup. Și în fiecare zi facem ședințe în care ne propunem să ieșim din asta mai bun decât am intrat, știi? Să pricepem lucruri, să nu fi fost degeaba. Îți mulțumesc din toată inima, Nadine, și să ne auzim cu bine. Te îmbrățișez și îți mulțumesc din toată inima că ne-ai primit în casa ta. Ce frumos a fost mesajul transmis de Nadine. Rămâneți pe recepție pentru că astăzi la Europa FM intrăm în casele prietenilor noștri să vedem cum petrec aceste zile, ce au învățat ei din toată povestea asta și cum ne pot inspira mai departe. Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Sunt Mirela Retegan și astăzi bat la ușa vedetelor. Sigur, nu de adevăratele, pentru că așa cum majoritatea românilor au înțeles și noi am înțeles că trebuie să stăm acasă, să ne autoizolăm, să interacționăm cât mai puțin fizic cu alte persoane și să fim susținere pentru medici, pentru cadrele medicale și pentru cei care sunt nevoiți să facă lucruri pentru societate în aceste momente. Batem la ușa lui Cosmin Seleși. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine te-am găsit și îți mulțumesc că ne primești la tine! Vai de mine, cum să te primesc oricând! Vă și ascult! Ce faceți voi acasă? Am văzut că fetița ta numără pâinicile. Da, exact, Ilinca. Facem tot felul de activități, Mirela, na. Fiecare ce poate. Am pictat, dacă nu am pictat, dar nu mai vreau să pictez în viața vieților mele, m-am săturat de pictură. Am trecut la alte lucruri.
Înțelegi? Așa. Adică, ce ai mai făcut? Ia zi, Cosmin. Băi, n-am. Am ieșit afară, mi-am făcut curățenie în curte. Eu mulțumesc Dumnezeu și cu încă alții noi stăm la țară. Ne-am mutat de 9 ani din București și mai avem lucruri de făcut prin curte. Dacă n-am făcut, nu mai avem ce face, înțelegi? Suntem într-o pană de idei. O să vedem ce se întâmple. Deocamdată suntem bine. Na. Tudor face școală online din prima zi de când s-au suspendat cursurile. Și... V-ați jucat ceva împreună, toți patru? Păi normal că jucăm. Dacă ce? Nu, lasă-mă. Zi-mă, avem o dată, avem un de la de crocodil de golf cu crocodilul care mănâncă bilele. Ăla l-am terminat. Ba, din potrivă, îmi venea la acum într-o zi să ascund bilele alea, să nu mai jucăm. Gata, m-am săturat, înțelegi? Dar ei sărați, curte. Ce-ți lipsește zilele astea? Băi, nu-mi lipsește nimic. Munca îmi lipsește, Mirela. Ești speriat, Cosmin? Băi, da, sunt speriat dintr-un anume punct de vedere. Financiar vorbim, pentru că, după cum știi foarte bine, știi în industria asta, numai s-au închis toate... Absolut toate veniturile. Tot s-a închis. Adică noi acum trăim din banii lucrați în urmă. Și aia se vor termina la un moment dat. Iar industria de evenimente și entertainment cu siguranță își va reveni, cred că, sper să nu fiu așa, prin iulie-august. În același timp am mai trăit perioada în care noi artiștii am mâncat o coajă de pâine. Am mai luat-o de la capăt de câteva ori. Dar n-aveam copii, n-aveam rate, n-aveam leasing-uri, n-aveam... Da, da. Ce fericiți eram! N-avem nicio problemă. O sticlă de suc la 4 oameni în cameră, în cămin. Despre ce vorbim? Înțelegi? Cosmin, ce ai acum și n-aveai atunci? Am acum mai multă bucurie în familie. Exact. Și mai fericiți. Suntem mult mai fericiți, mult mai uniți. Tătim împreună, avem timp unii de alții. Vreau să le transmiți un mesaj oamenilor care ne ascultă în momentul ăsta. Să stea în casă, să se bucure de ei unii de alții. Cred că este cel mai important. Dar să stea în casă, asta este infernal de important. Și tuturor celor care pot să facă asta, să muncească oamenii de acasă, să facă asta. Dacă nu-i musai, stăm acasă. Să stăm acasă, mă, să ne bucurăm noi de noi. Mulțumesc din toată inima, Cosmin, și stim pumnii acolo la Macau. Bulduc, bulduc, bravo! Vă pup, vă îmbrățișez. Stăm acasă, te ascult, să-l una, mersi, pa, vă pup, Doamne ajută, pa, pa. Cosmin Seleși a fost în direct cu noi, așa cum îl știm, sincer și șarmant, recunoaște că i-au făcut părul bigudiuri copiii. Asta e, depinde cum gestionăm lucrurile, dar important e să nu ne pierdem simțul umorului în aceste zile, pentru că, e adevărat, nu sunt vremuri ușoare, dar... Important e cu ce rămânem din toată povestea asta și trebuie să găsim în noi resursele care să ne facă, după toată întâmplarea asta, să ieșim pe plus. Când tragem linia, să ieșim pe plus cu timp de calitate, să ieșim pe plus cu bucuria de a petrece cu cei dragi, să ieșim pe plus că ne-am sunat și am vorbit cu toți oamenii pe care n-am apucat să-i sunăm de la începutul anului sau poate în ultimii ani, să ieșim pe plus că ne-am făcut ordine din toate punctele de vedere și în cămară, și în telefon, și în folderul de fotografii, să ieșim pe plus cu tot ceea ce ține și depinde exclusiv de noi. Rămâneți pe recepție pentru că astăzi intrăm în casele vedetelor cu copii să vedem cum se descurcă ei acolo. Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Suntem la Europa FM și vreau să vorbesc cu o fetiță de data asta. Este o preadolescentă care s-a autoizolat cu bunicii ei la Brașov, într-un apartament. Maria Popa, prietena mea, ce faci, Măriucă? Bine, stau în casă. Ce face o preadolescentă de 11 ani toată ziua, bună ziua? Păi, eu prefer să citesc, să desenez, să mai fac exerciții amate la română. Așa. Pe telefon. Cu cine stai pe telefon?
Păi vorbesc cu prietenele mele de la școală. Ok. Nu e frustrant să nu poți ieși din casă? Ba da, pentru că am obișnuit în fiecare zi să mă trezesc, să merg la școală și eu când stau cu bunicii mei, în fiecare zi trebuie să ies. Ea a zis că e foarte important să ies din casă, dar acum nu ies și e super ciudat. Și ce fac ei? Se conformează? Dezinfectează, încearcă să-și găsească o ocupație. Așa, ia povestește-ne un pic. Ce fac bunicii tăi toată ziua, bună ziua? Păi, pentru bunicul meu e destul de greu, adică încearcă și el la fel să-și găsească câte ocupații, dar e destul de greu, pentru că lui place foarte mult să se plimbe. Dar bunica mea nu-i dă voie sub nicio formă să iasă din casă. Și atunci se ajută, fac mâncare din astea. Te joci cu ei? Nu. Nu te mai joci cu ei? Nu. Dar ei doi se joacă? Nu. Nu se mai joacă? Nu. Și bunica? Stă pe laptop. Așa. Se uită la televizor. Și face treburi casnice. Sunt îngrijorați? Sunt speriați? Da, bunica mea e îngrijorată, doar că e fericită că bunicul meu nu e chiar așa de îngrijorat, pentru că o ajută. Că dacă ar fi și el îngrijorat, ar fi și mai îngrijorată. Și pe tine nu te afectează? Nu. Doar că uneori mi este frică pentru bunicii mei, pentru că... Na. Ce le-ai spus bunicilor tăi? Le-am spus că este important să nu iasă din casă pentru că nu știi unde au umblat oamenii și cam atât. Mulțumesc din toată inima, Maria. Spor acolo la citit și la scris și la ce ai tu de făcut și cred că ăsta este un mesaj foarte important pe care ar trebui toți bunicii să-l asculte. Noi îi iubim, avem nevoie de ei și vrem să fie răbdători și înțelegători și să stea în casă. Maria Popa, o preadolescentă care nu e foarte încântată de faptul că trebuie să stea în casă, dar reușește să-și ocupe timpul cu activități plăcute vârstei ei. Suntem la Europa FM și intrăm în casele prietenilor noștri să vedem cum petrec în aceste zile și cu ce ne putem inspira din viața pe care ei o trăiesc în spatele ușilor închise. Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Trăim vremuri speciale, așa că facem lucruri speciale în aceste zile. Stăm cu copiii noștri acasă mai mult decât oricând. Ne ducem în casa familiei Dumitrescu să vedem șef Florin Dumitrescu cum petrece în aceste zile și să ne dea niște idei despre ce facem în bucătărie cu copiii noștri. Bună ziua, Florin! Bună, Mirela! Iartă-mă că te deranjez. Iartă-mă că te inoportunez. Sunt foarte ocupat, am multe lucruri de făcut și nu să mă deranjez. Să nu fii cu mâinile în aluat. Da, sunt cu mâinile în aluat, spălat pe mâinile mele. Dă-ne niște idei, ajută-ne un pic, pentru că zilele astea stăm cu copiii pe acasă și ne-ar prinde tare bine să vedem cum să transformăm bucătăria într-un loc simpatic. Eu, din punctul meu de vedere, în momentele astea, cred că este cel mai potrivit să învățăm și copiii să gătească. Adică, mai ales că sunt mulți dintre noi care au multe conserve. Deja, nu știu, mazăre e gata fiartă, pastăle e gata fiartă. Știi? Lucrurile se simplifică puțin. Mai umblă niște glume despre cantitatea de făină, știi, cu hai să facem clătite. Putem să facem clătite, putem să facem foarte multe lucruri și să implicăm și copiii în toată povestea asta ca o activitate de familie, pentru că până la urmă, dacă tot suntem închiși în casă și dacă tot nu putem să facem multe lucruri, de ce să ne și distrăm în bucătărie de data asta, zic? Ce am putea să facem? Uite, de exemplu, salată băf? De exemplu. Eu nu știu altceva. Vezi salată băf? La salata băf deja sunt multe ingrediente pe care le-ai gata făcute în conserve. Așa.
Dacă... Uite, aici e o problemă, fii atent. Deci dacă stai să ne gândim cum să organizăm o bucătărie în caz de, sau alimentele în caz de catastrofă. Acum suntem la un pas de, nu e chiar o catastrofă, suntem la un pas de catastrofă, adică încă mai putem să ieșim în catastrofă. Salata de brof este cea mai potrivită dintre toate. Adică niște cartofi în pifniță poți să găsești, niște morcovi poți să lași la păstrare. În România, oricum, salata de brof nu se face cu brof. E doar salata la rup. Nu? Mazăreau avem la borcan. Mazăreau ai la borcan. Castraveții tot i-am murat încă din toamnă. Exact. La borcan. Acum, că tai o găină din balcon sau că o cumperi gata... Știi că e destul de la îndemână o salată de brof. Într-adevăr, ai dreptate. Și maioneza poate să fie la borcan. Iar copiii pot să taie morcovii și cartoful exact. Fără să exact. Folosească ceva exact. Foarte ascuțit. Exact, pentru că este deja fiert. Și pe lângă asta, eu cred că cea mai bună soluție în momentul de față cu gătitul în familie și să implici copiii, cred că cea mai bună soluție este chiar aluat. Adică hai să învățăm să facem pâine, hai să învățăm să frământăm, hai să învățăm să facem chestii din astea pe care oricum înainte nu aveam timp. Putem să așteptăm un aluat să dospească 6 ore, să-l coacem. Știi? Adică cred că copiii ar trebui învățați în momentul de față. Eu cel puțin asta fac. Încerc să le învăț bazele bucătăriei de bază. Adică pâinea, ciorbă, știi? Kitul de supraviețuire. Exact, kit de supraviețuire în bucătărie. În bucătărie. Mulțumesc. Exact. Florin, îți dau ocazia și te rog în același timp să transmiți un mesaj tuturor părinților care ne ascultă în acest moment. Cel mai bun exemplu pentru a păstra copiii departe de panica generală care se formează în rândul familiei este cel mai film senzațional, La vita e bella. Încercați să vă transformați panica pe care voi o simțiți, teama și frica, într-o joacă pentru copii. Și poate și nouă să ni se pare că este mai simplu de trecut aceste momente dificile. Copiii nu trebuie să simtă nimic. Hai să ne jucăm cu ei. Mulțumesc, Florin Dumitrescu, te pupăm și abia așteptăm să ne gătești ceva și să putem veni la tine la masă de adevăratele. Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Batem la ușa vedetelor și încercăm să aflăm cum petrec în aceste zile împreună cu copiii lor, acasă, departe de lumea dezlănțuită, departe de pericole și departe de tot ceea ce ar putea să ne facă viața mai grea. Alina Sorescu, ne primești la tine acasă? Vă primesc, Mirela. Așa, prin mediul... Pentru că îmi ești de mare ajutor în perioada asta. Adică? Pentru că am făcut și noi acasă mânuțele acelea decupate și lipite pe pai, pe care am văzut că le-ai făcut împreună cu Gașca. Sunt și eu acasă cu fetițele mele de când s-au închis școlile și picilul Soreasca, trupa mea de copii, și-a suspendat temporar cursurile și așteptăm vești mai bune. Așa cum o fac toți. De ce vă jucați, Alina? Să știi că sunt foarte încântată, că de când sunt acasă cu fetițele mele, Carolina are 6 ani și Raisa aproape 4, n-am avut nevoie de nicio jucărie nouă. Asta este cea mai mare satisfacție a mea, pentru că ne luăm la rând toate jucăriile pe care le uitasem, jocurile de care ne plictisisem și le dăm o nouă conotație. Pornind de la conturul mânuțelor pe care spuneam că l-am învățat de la tine, am găsit pe YouTube tot felul de tutoriale simpatice și ne facem conturul mânuțelor și apoi, din acea formă, facem tot felul de animăluțe, spre exemplu. Și le colorăm și sunt foarte încântate că e conturul mânuțelor lor. Sau ne jucăm jocul acela cu Memo, cu câte 2 cărticele pe care le întoarcem cu fața în jos și după aia încercăm să găsim perechea, să ținem minte. Citim povești, le pun povești în engleză, apoi le întreb să-mi facă ele rezumatul, ce s-a întâmplat. Mi-au spus că eu sunt educatoarea lor în perioada asta, că eu sunt mis și în fiecare zi avem dimineața și după amiaza câte o oră, oră și jumătate în care ne retragem într-o cameră
și ne facem programul nostru de, de grădiniță sau școală la distanță, da. Am înțeles. Dorm mai mult fetele cu ocazia asta? Dorm după amiaza în fiecare zi. Am timp să mă ocup mai mult de lucruri pe care până acum nu le tratam așa cu atâta atenție, ziceam că o să se întâmple de la sine. De exemplu, fetița cea mică a scăpat de tot, de tot, de tot, de pe împărți noaptea. Spălatul pe dinți a devenit o rutină peste care nu mai trecem deloc, dimineața și seara. Plus că aveam de mult timp în gând să-i institui Carolinei, fetița mea cea mare, o regulă. A apărut mai nou o fel de spumă de pastă de dinți, îi spune, pe care o pui noaptea și dorm cu ea așa pe dințișori. Și acum, pentru că avem timp să explicăm mai mult, am reușit să facem și pasul ăsta. Adică sunt lucruri bune de care avem parte în tot acest haos, să-i zicem. Avem norocul că suntem și cu bunicii lângă noi. Ce ai înțeles tu din toată povestea asta, Alina Sorescu? Că a fi acasă e cel mai bine. Asta am înțeles și că până la urmă copiii noștri sunt pe primul plan. Alina Sorescu, mulțumim frumos, să ne auzim cu bine și să ne vedem de adevăratele în curând. Te îmbrățișez, Mirela. Și eu. Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Radioul ne dă ocazia să ne întâlnim cu oamenii pe care îi iubim, chiar dacă nu putem să facem asta fizic. Până o să ne întâlnim de adevăratele, ne întâlnim pe calea undelor și intrăm în casă la Răzvan Fodor. Bună, Răzvan! Să rămână, Mirela! Uite că noi am povestit chiar înainte de începerea nebuniei și eram așa, relaxați. Ce hal am ajuns, mă, da, ce relaxați eram săptămâna trecută și uite cum am ajuns. Să vorbim prin telefon, să facem Skype. Da, trăim vremuri ciudate, ce să zic. Interesante, să le zicem. Interesante și ciudate, da. Cum se descurcă Răzvan Fodor acasă cu toate fetele lui? Am scos o glumă foarte bună asta, o glumă așa de interior, că noi ne-am mutat la casă de vreo 6 ani și eu cred că de 6 ani eu tot în carantină stau, pentru că, mie nu prea mi-a rămas orașul mic, ca să zic așa. Și eu nu prea ies. Mă știi că cochetez cu bucătăria și îmi place să gătesc. Avem multe camere, la noi se fac petreceri și se rămâne peste noapte. Îmi place mai mult să stau acasă și să petrec acasă și decât să ies prin oraș. Da, am muzica mea, am vinul meu, înțelegi? Și eu mă simt că de ani de zile stau într-un fel de carantină. Dar de bună voie. Ce faci cu Diana zilele astea? Mai școala s-a organizat foarte bine și au trimis ce lecții are de făcut. Avem niște site-uri pe care intrăm și sunt tot felul de probleme de clasa a doua pe care le dau spre a le rezolva acasă. Engleza pe care o face la o sucursală British se ține prin tot așa prin FaceTime. Joc Monopoly de vreo 3 zile cât n-am jucat în ultimul an, adică în fiecare seară. Suntem bine. Am înțeles că e o chestie cu care nici noi, părinții ei și nici bunicii ei nu s-au confruntat până acum. Și cu minte, e docilă, e ok. Îți mărturisesc că, dincolo de tot ceea ce ai spus tu, eu mă mai uit și la Asia. Bravo, ne strângem cu toții să râdem de tati. Să râdem de tati, să știi că și eu râd de tati. Râd de tati. Și toată România râde de tati. Da, e tati sub orice critică, se face de râs în toate pozițiile pe acolo, dar... Răzvan Fodor, te iubesc foarte mulți români, așa că te rog să folosești această ocazie și să le transmiți un mesaj tuturor părinților care zilele acestea și-au schimbat complet perspectiva asupra lucrurilor. Dragi părinți, dragă Românie, ce să spun, că vorbim la Europa FM, da? Adică suntem în multe radiouri. E o situație, trebuie să o luăm ca atare, nu ne-am confruntat niciunul cu așa ceva, hai să ne spălăm pe mâini, hai să stăm acasă, hai să ieșim din casă responsabil, hai să ne bucurăm de cât o dura, nu știu, poate 2 săptămâni, poate 3 săptămâni, poate o lună, dar hai să ne bucurăm de lucrurile astea și o să treacă, sunt sigur de asta. Mulțumesc, Răzvan Fodor! Mirela, te iubește Fodor, cam prima zi. Îți mulțumesc mult de telefon. Și să trecem cu bine peste treaba asta.
Mulțumim, te pupăm tare! Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Mergem în vizită la prietenii noștri să aflăm cum petrec în aceste zile acasă cu copiii lor. La Dana Nălbaru și Dragoș Bucur suntem în momentul acesta și batem la ușă. Bună dimineața, bună ziua, Dana! Bună! Iartă-ne că te deranjăm. Nu mă deranjează deloc. Îți mulțumesc că ne-ai primit la tine acasă, așa de la distanță, cum ar trebui să se întâmple toate vizitele în această perioadă. Mă gândeam la tine că sunteți unul dintre puținele cupluri care ați ales ca Sofia să facă școală de acasă și iată că ne-am trezit cu o Românie întreagă în care copiii fac școală de acasă. Da, Sofia face de ceva timp homeschooling și metoda pe care am abordat-o e... pentru ea și împreună cu ea este aproape similară cu cea care se practică în această perioadă. Profesorii în online, ea e înscrisă la școală, dar nu se duce activ, adică e asemănător cu ce se întâmplă acum. Pentru voi nu e o noutate. Ce îi sfătuiești pe părinți? La ce să fie atenți? Pentru că pentru foarte mulți dintre ei este complet nou ceea ce li se întâmplă. Păi, cred că e greu pentru majoritatea părinților, mai ales dacă nu există acest antrenament de a sta și a urmări programul copilului, pentru că în momentul în care copilul se duce la școală, tu ești liniștit, că sunt acolo niște oameni responsabili care au grijă de el și tu te duci liniștit la muncă, lucrurile normale pe care le face fiecare în familie. Însă, în momentul în care copilul stă acasă și tu trebuie să te ocupi 24 din 24 de el, mai ales dacă să spunem că e un copil mai mic care încă e dependent de tine, gen, nu știu, 6, 7, 8 ani, lucrurile se complică un pic și poate te ia prin surprindere. Le-aș spune așa, să nu se panicheze, că e doar o perioadă și va trece. Dacă copiii nu prea au chef de învățat, să stea liniștiți că și asta va trece. Cred și sper că lucrurile vor intra curând în normal. Cred că e normal așa pentru toată lumea să nu înțeleagă ce se întâmplă în perioada asta. Dana Nălbaru, mulțumesc din toată inima, să ne vedem sănătoși! Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Batem la ușile prietenilor noștri și dacă nu putem să intrăm de adevăratele în casele lor, intrăm telefonic, ne ducem într-o altă familie frumoasă, Cristian, China, Birta, Adina, Patricia, Mara, care e atmosfera acasă la voi? Să trăiască șefa la parenting, că mie așa îmi place să zic. Mulțumesc! Atmosfera e foarte frumoasă la noi. Chiar, cumva, apropo de ce trebuie să facem când stăm așa în izolare acasă, chiar mă gândeam că la un moment dat, măcar din când în când, ar trebui așa să ne punem așa un reminder, o ceas, pe alarmă, să le aducem aminte că totuși e nașpa ce se întâmplă afară. Pentru că în casă e frumos. Ne jucăm jocuri, ne uităm la televizor, la tot felul de filme. Apropo, le alegem pe rând și suntem obligați ceilalți să stăm, să ne uităm la filmul ales de cei care dintre noi. Și pare că totul e frumos, e mult mai frumos, cumva paradoxal, decât în alte timpuri când nu prea aveam timp, așa mă vorbim. Și atunci trebuie cumva să ne punem alarma aia, bă, adu-le aminte că totuși e nașpa afară. Uh-huh. Și se întâmplă ce se întâmplă, ceea ce nu e chiar frumos. Altfel, ce să zic, am descoperit cu mare, mare surprindere că avem o grămadă de board games prin casă, ceea ce eu nu știam până acum. Am făcut inventarul, recensământul și fiecare și-a ales un joc și trebuie să jucăm. Am început să facem ordine prin biblioteci, să ne descoperim și să ne redescoperim cărți, dar cred că multe se pot face, dar aici e o șmecherie că numitorul comun trebuie să fie împreună. Aia e fain. Patricia, de exemplu, scrie, pentru că am ales ca în fiecare zi de acum încolo, că na, tot inventez lucruri, fiecare alege o zi în care să fie ziua familiei, dar așa cum o vrea fiecare dintre noi. Și acum e rândul Patriciei. Și a scrie ce avem de făcut mâine, toată familia împreună, da, listă de task-uri. Deci aia e cel mai greu, înțelegi? Că dacă la Mara sau la Alex pot negocia, păi nu mai tai și tu aia de pe listă, că are grijă tati de tine, știi că-s mari, dar poate nici nu se negocează. Pe Alex l-ai adus acasă? Din... L-am adus acasă. Acum câte vezi zile au ajuns și dintr-un spirit ăsta de fair play din toate punctele de vedere, l-am băgat în izolare așa o săptămână să vedem ce se întâmplă, deși el vine din Islanda, via Polonia, mare lucru. N-avea ce să se întâmple, mai ales că aeroporturile erau goale, goluțe.
Dar am zis, hai să fim siguri că totul e în regulă și l-am izolat jos la parter, așa că... Cristian Chinabirta, e rândul tău să transmiți un mesaj tuturor părinților care ne ascultă. Dragi părinți, așa cum companiile învață din tot ce se întâmplă că work from home e o variantă foarte, foarte bună, așa v-aș dori din tot sufletul meu ca și voi să învățați că totuși timpul petrecut alături de copiii noștri e cea mai bună din toate punctele de vedere, investiție sau cum vreți să o vedeți voi, învățați lucrul ăsta. Imaginați-vă de acum încolo că o să aveți crize imaginare tot timpul și zici, știi ce? Stau în casă cu copiii mei, că asta e cel mai important și pentru voi și pentru ei. Îți mulțumim din toată inima, să ne vedem cu bine! Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Sunt Mirela Retegan și până când ne vom putea întâlni din nou în studio cu prietenii noștri, batem la ușa lor prin intermediul radioului să vedem cum petrec zilele astea acasă cu copiilor. Ne ducem la Jojo. Bună, Jojo! Bună, Mirela, te pup! Îți mulțumesc că ne-ai primit la tine acasă. V-aș primi și altfel, cu tot dragul, dacă situația n-ar fi așa cum este acum. O să avem tot timpul din lume, dar acum fiecare stăm la casele noastre și încercăm să ne bucurăm de ceea ce ni se întâmplă atât cât putem să facem asta. Care e atmosfera la voi acasă? Atmosfera la noi acasă e foarte bună. Eu i-am dus pe copii imediat după ce au închis școlile, înainte de a se vehicula toate mesajele acelea cu nu-i duceți pe copii la bunici. I-am dus la bunici. Ai mei stau în afara Bucureștiului, foarte aproape, la 30 de kilometri, în Dâmbovița, județul Dâmbovița, lângă comuna Butimanu, e un sat foarte mic și e foarte izolat și am hotărât să-i aduc aici, imediat după ce au închis școlile și grădinițele, am venit și noi de 2 zile aici și ne simțim foarte bine, aici casele sunt la distanță mai una de cealaltă, pot să ies sau să ias în curte, se joacă, inventăm tot felul de jocuri. Ne uităm la voi, facem tot felul de invenții și de jocuri spontane cu ei. Modelăm cu plastilină, desenăm, vați ascunselea. Azi am făcut un foc de tabără imaginar, ne-am jucat de zombie, curte, tot felul de chestii. Cum s-a schimbat viața ta, Jojo, în ultimele zile? Cred că așa cum s-a schimbat viața tuturor. Bine, eu oricum... lucram destul de mult de acasă, pentru că am toată partea de online și blogul și chiar și business-ul meu e online, numai că în mod evident aveam și repetițiile pentru teatru și aveam de scos o premieră pe 14 martie în București și apoi aveam 2 turnee, trebuia să plec în țară cu 2 piese de teatru, cu Enigma Otiliei și cu Eu am văzut-o primul. Și s-au amânat toate aceste spectacole pentru luna iunie. O să vedem acum dacă se vor juca, când se vor juca. Astfel s-a schimbat viața mea. În rest, noi mereu am fost uniți. Noi suntem obișnuiți să stăm cu copiii noștri. Nu a fost pentru noi ceva, nu știu, șocant, așa cum am auzit că a fost pentru alții, că le e mai greu să stea pe acasă. Noi avem mereu grijă de ei. Avem cam același ritm și aceeași rutină zilnică. Mai ciudat un pic este pentru copii, pentru că nu mai merg la școală și la grădi și respectiv achim la after, unde avea tot felul de activități extrașcolare, dar încercăm să le umplem timpul frumos și oricum am înțeles achim că e mai mare, am înțeles că există acum o problemă și că trebuie să rămânem cu toții acasă și le fericit că e cu noi. Asta îl interesează cel mai tare. Mulțumim din toată inima, să ne vedem cu bine și sănătoși. Te îmbrățișez, te pup, pa, pa. Numai bine. Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Sunt Mirela Retegan și mă duc în vizită prin intermediul radioului, așa de la distanță cum ar trebui să fie făcute multe lucruri în zilele astea și bat la ușa lui Ela Crăciun de data asta. Bună, Ela! Bună, mă bucur să te aud. Eu îți mulțumesc că ne primești la tine acasă. Cum se desfășoară lucrurile în familia voastră?
La noi, mulțumim Dumnezeu, toate sunt foarte bune. Ne-am refugiat, așa, între ghilimele, să spun, la Sinaia. Aici sunt părinții mei și avem curte, avem căței, avem găini, avem iepuri pe care îi crește Alex. Cumva ne bucurăm de aer curat, ne bucurăm de munte și ne bucurăm de timpul petrecut împreună. Sunt lucruri pe care le faceți toți în același timp? Sunt lucruri pe care recunosc că nu le-am mai făcut de multă vreme, pentru că am fost extrem de ocupați și lucruri de care copiii au tras de noi. Dar uite că acum spun eu că ne putem bucura mai mult unii de alții. Gătim împreună, de exemplu, în această dimineață, Alexia ne-a pregătit micul dejun și a făcut clătite. Facem filmulețe, ne jucăm, ieșim afară, facem și lecții, pentru că, deși nu mergem la școală, copiii nu sunt scutiți de lecții. Alex este obligat să participe online la anumite ore, iar dacă nu participă, îi se pune absență. La Alexia este săptămâna școală altfel și au tot felul de activități, dar bineînțeles că tot au nevoie de părinți și facem timpul să treacă. Mulțumim din toată inima, te salutăm și să ne vedem cu bine și sănătoși. Și eu vă salut, vă pup, să ne păstrăm optimismul, totul va fi bine și să ne bucurăm acum de timpul pe care îl petrecem cu cei dragi, pentru că ne vom reveni, ne vom întoarce la joburile noastre și iar vom ajunge să ne plângem, dar n-am timp, dar sunt obosit, dar parcă nu vreau să mai fac lucrurile acestea. Poate că este un moment pe care trebuie să îl privim, știi, din partea cealaltă a paharului, să privim partea pozitivă a lucrurilor și să ne reorientăm și să ne regândim puțin viața și să ne bucurăm de lucrurile mărunte. Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM. Suntem la Europa FM și antrenorul părinților este astăzi în casele românilor prin intermediul telefonului. Până când vom putea să ne întâlnim din nou în studio, ne ducem în eter la propriu și la figurat și încercăm să aflăm cum să gestionăm mai bine această perioadă. Ne ducem la Gașpar, care este partenerul meu din studio de obicei, dar și în această săptămână ne auzim la telefon. Bună dimineața, Gașpar! Bună dimineața, Mirela! Să știi că, indiferent de ce se întâmplă, sunt alături de tine. Mulțumesc din toată inima, e important să auzim asta. Gașpar, trăim vremuri speciale și trebuie să găsim soluții de ieșit cu bine din această perioadă. Aș vrea să mă ajuți să-i facem pe părinți să vadă partea bună a lucrurilor, să vadă motivele care ar trebui să cântărească în șansa lor de a petrece timp cu copiii. Care ar fi cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le facem în această perioadă în familie? Să știi că m-am gândit foarte mult timp la ce pot face eu și ce le pot spune celor dragi mie să facă. Și cred că orice situație de criză poate fi văzută ca o mare pierdere sau ca o mare oportunitate. Și e un indicator de inteligență relațională, de flexibilitate psihologică, să ne uităm la această situație de criză prin care trecem cu toții, ca la un context de creștere psihologică și emoțională. Și eu mi-am propus, și asta încurajez pe cei dragi mie, asta încurajez și pe ascultătorii noștri, să-și ducă energia nu spre a lupta cu ceea ce se întâmplă, să acceptăm că da, e o situație foarte dificilă, dar să ne ducem energia înspre a ne apropia de cei dragi nouă, înspre a arunca o privire mai serioasă asupra universului nostru interior și a vedea ce se întâmplă acolo, înspre a purta acele conversații cu copiii noștri preșcolari, școlari, adolescenți, pe care poate că pe parcursul timpului n-am avut vreme să le purtăm din vari motive. Cred că e foarte important să începem să le citim din nou povești copiilor de mai multe ori pe zi, să-i luăm cât mai des în brațe, să desenăm cu ei, să cântăm cu ei, să dansăm cu ei, adică cumva să aducem și puțină energie pozitivă în toate aceste momente de încărcătură negativă, pentru că asta ne poate ajuta să
redobândim acea încredere pe care cred că o căutăm fiecare dintre noi în relațiile interpersonale și asta cred că ne poate ajuta foarte, foarte mult să învățăm cu adevărat o lecție extrem de valoroasă din tot ceea ce ni se întâmplă și anume că e important să rămânem împreună la bine și la greu. Putem să facem ordine în relațiile noastre? Cred că e un moment propice în care să ne adresăm acele întrebări pe care n-am avut curajul să ni le punem până acum și să vedem ce vrem să schimbăm în viețile noastre. Care sunt acele relații în care merită să ne ducem energia mai departe și care sunt acele relații care poate că ar merita să fie încheiate. Sunt mulți clienți de-ai mei care au spus că se gândesc serios la ce să facă din punct de vedere profesional mai departe, pentru că realizează că au muncit foarte, foarte mult și că în fața unei crize cum este aceasta, o energie consumată într-o manieră inutilă nu ajută la absolut nimic. Și mulți dintre ei vor să-și transforme visurile în realitate de aici încolo. Nu mai sunt dispuși doar să supraviețuiască în această viață, ci vor să se bucure cu adevărat de viață. Cred că putem folosi această perioadă de izolare, de distanțare socială înspre a ne aduna energia și a găsi răspunsurile la aceste întrebări, pentru că de aici încolo viața noastră să fie cu adevărat așa cum ne dorim noi să fie. Mulțumesc, Gașpar, să ne vedem sănătoși. Gașpar a fost în direct cu noi și eu sunt Mirela Retegan, de aici, din studioul Europa FM. Vă doresc din toată inima să profitați de această perioadă și să vă faceți curat, să faceți ordine în viețile voastre, în gândurile voastre, în telefoanele voastre, în agenda voastră, în lucrurile voastre. Să dați la o parte tot ceea ce vă este nefolositor, să vă gândiți la fiecare lucru și la fiecare om dacă vă aduce bucurie și dacă este într-adevăr ceea ce vă ajută pe voi să mergeți mai departe, să creșteți și să evoluați. Să nu vă temeți să faceți ordine, pentru că în momentul în care lucrurile în jurul nostru sunt așezate acolo unde trebuie și viața noastră va fi așezată acolo unde trebuie, să aveți credința că ni se întâmplă fix ceea ce putem să gestionăm fiecare dintre noi, să nu renunțați la a avea grijă de voi și de cei pe care îi iubiți și să nu uitați că în aceste vremuri mai mult ca oricând, a iubi înseamnă a proteja. A proteja înseamnă a-i ține departe pe cei pe care iubim de orice pericol. Nu vă expuneți inutil, nu ieșiți din casă dacă nu aveți neapărată nevoie, nu vă hazardați să faceți lucruri din teribilism sau din neglijență. Profitați de timpul pe care îl aveți, o să o scoatem cu bine la capăt. Sunt sigură că la sfârșitul acestei povești o să ieșim mai puternici, mai înțelepți, mai răbdători și mai umani decât am fost înainte de a se întâmpla. Antrenorul părinților cu Mirela Retegan la Europa FM.